Bine v-am regăsit! Vă propun astăzi un reportaj menit să vă încălzească inimile. Din cerul care s-a instalat deja în capitală, ajungem în Egiptul creștin, în pelerinaj. După nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, regele Irod a dat poruncă în Betleem ca toți pruncii cu vârsta până la 2 ani să fie uciși. Maica Domnului și-a luat pruncul în brațe și alături de Sfântul și Dreptul Iosif a fugit să se adăpostească în Egipt. Pornim așadar astăzi pe urmele Sfintei Familii. ...37 de credincioși ortodoxi români din Austria și Germania au participat timp de o săptămână la un pelerinaj în Egipt, la mănăstiri cu tradiție întemeiate de părinți pomeniți în Pateric. Călătoria lor duhovnicească a fost organizată de Centrul de Pelerinaje Sfântul Gheorghe Pelerinul al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Pelerinii au pornit pe drumul Maicii Domnului, care a fugit cu pruncul Iisus și dreptul Iosif pentru a scăpa de mânia lui Irod. Am ajuns la Biserica Maicii Domnului de pe Muntele Păsărilor, unde s-a adăpostit Sfânta Familie. Noi mereu punem întrebare, de ce Sfânta Familie a ales Egiptul în loc de fugit, cu toate că avea alte locuri pe lângă, în afară de Egipt. În primul rând, e vorba despre ordine care a fost de către acest înger. Trezește-te, ridică-te, ia copilul și mama lui și fugiți în Egipt. Și atunci Sfântul Iosif astfel a făcut ascultare, după cum a văzut la acest înger, și a venit în coace spre Egipt. Egiptul e țara, e pământ binecuvântat, în locul în care la poalele muntele Sinai și acolo sus a primit Moise cele 10 porunci. Și atunci Sfântul Apostol Marcu și Sfântul Apostol Pavel a zis că Moise a învățat mult de la înțelepciunea egiptenilor. La fel, în locul în care a fugit și profetul Iacob și la fel a fugit și aici în Egipt Iosef, și care a fost vândut de către frații săi, și așa a fost numit Iosef de către faraonul Egiptului, Savanatiarea, cum zicea acum părintele, Salvatorul. La fel, după profeție care este la Sfânta Scriptura, Isaia 19:19, binecuvântat pe poporul Egiptului. Astfel, această mare profeție care s-a întâmplat în Egipt, de faptul că Iisus a și călcat pe pământul egiptean, pe aici, pe Egipt, a băut din apa Nilului, a mâncat din pâinea egiptenilor și astfel e țara binecuvântată din toate punctele de vedere. Din Farama, Orușalimul Goț. Acolo, în fasus, acolo, se vede acolo prima dată Ierusalim. Am lete cnise, vesme se tălă la Maria. Și când a aflat Sfânta Împărăteasa Elena despre acest loc, atunci a dat niște ordine să fie țapat. Tot ce unii aflau acum, biserica în sine, cele patru pereți, la fel și coloanele, la fel și Sfântul Altar, este sculptat în minte. Biserica datează din anul 328 și este ctitoria Sfintei Împărătese Elena. Îngerul Domnului îi transmite lui Iosif, dreptul lui Iosif în vis, că trebuie să ia pruncul și pe mama pruncului și să plece în Egipt. Și astfel, pruncul Iisus încă de la naștere cunoaște această prigoană și este interesant faptul că noi, gândindu-ne la maci care au mers atâția kilometri, au făcut un drum atât de nevoios ca să se închine, să ajungă pruncul, iată cum pruncul însuși este nevoit să facă un drum lung pentru a fugi din fața răului. Maica Domnului și dreptul Iosif l-au protejat și au făcut această jertfă. Au venit până în pământul acesta al Egiptului, pământ interesant, care uneori apare ca un loc al prigoanei, al sclaviei, câteodată apare ca un loc al binecuvântării, al scăpării. În cazul acesta, pentru pruncul Iisus, pământul Egiptului a fost un loc prin care viața lui a fost salvată. Și noi am făcut acest drum comod într-un autocar, însă privind deșertul, privind natura, ne dăm seama cât de greu a fost pentru familia sfântă ca să facă acest drum.
Și noi aici ne aflăm undeva la 350 de km de, la sud de Cairo, într-un loc în care Maica Domnului cu dreptul Iosif și cu pruncul Iisus au poposit undeva la 3 zile. Și suntem chiar aproape de peștera în care ei au poposit. Și aduce slavă lui Dumnezeu că am putut să ne închinăm, este o atmosferă cu totul deosebită. Acest lucru l-am văzut și pe chipul pelerinilor și în timpul rugăciunilor și trăim cu toți o bucurie deosebită. Este un duh aparte pe care îl simțim în acest loc și cu adevărat credem că aici Maica Domnului, pruncul Iisus și dreptul Iosif au poposit. Fuga în Egipt ne oferă cea mai prețioasă lecție, să protejăm viața. Privind spre acest loc și înțelegând jertfa mare pe care a făcut-o Sfânta Fecioară Maria și dreptul Iosif, căutând să salveze viața pruncului, înțelegem și noi, cei care suntem părinți, cât de important este să luptăm pentru viață. Viața are o valoare deosebită pentru că este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ne-l dă. Și atunci încă din pântecele Maicii, viața trebuie să fie salvată. Este un îndemn pe care îl primim în acest loc și pe care ne rugăm noi, Maicii Domnului, să ne ajute pe fiecare dintre noi să-l împlinim, să salvăm viața pruncilor noștri. Fie viața aceasta pământească să nu se săvârșească avortul în nicio formă, fie viața duhovnicească a copiilor prin grija pe care trebuie să o purtăm față de felul în care ei se raportează la Dumnezeu, la cuvântul Său și la poruncile Sale. La mănăstirea El Muharak, preoții și credincioșii români au rostit acatistul bunei vestiri. Bucură-te ceea ce ne-ai învățat, n-ai învățat pe nimeni în ce chip a petrecut, s-a petrecut. Bucură-te ceea ce confârșești mintea celor înțelepți. Bucură-te ceea ce luminezi gândurile celor credincioși. Bucură-te, mireasă, bucură-te, Fecioară, bucură-te, mireasă, bucură-te, Fecioară. Au stat Sfânta Familie în acest loc unde ne aflam aici, perioada cea mai lungă din toată călătoria. Călătoria lor, care se începe de la Țara Sfântă, trecând din insula Sinai, actuala zona delta Nilului, Cairo, Valea Nitrei, mai departe spre sud, până aici la Mănăstirea Muharak, tot această traseu a durat aproximativ între 3 și 4 ani. Unii zic 3 ani 8 luni, 3 ani 11 luni. Și aici, perioada petrecută cea mai lungă, 185 de zile, 6 luni și 10 zile aproape a stat aici Sfânta Familie la acest loc, într-o casă foarte, foarte modestă. Un popas de suflet a fost și Mănăstirea de Maici de la Drunca, cel mai sudic punct al călătoriei Maicii Domnului cu pruncul în Egipt. Asiut aici a fost un port comercial foarte mare. Vom lăgăm la Asiut, așa ne-a vrut să fie năsat, dar frumos să-mi fie. Și atunci când au venit în zona aceasta, atunci exact perioada în care a fost revarsarea Nilului atunci. Nilul revarsa într-un mod puternic atunci. Și la începutul creștinismului în Egipt, atunci când creștinismul a devenit o religie oficială în tot Egiptul, creștinii au căutat locuri în care Sfânta Familie a făcut un popas și așa s-a ales locul ăsta. Și astfel când s-a aflat că aici în locul în care prin vorbe oamenii care s-au întâlnit cu Sfânta Familie au aflat că aici au fost doamna, fiul și domn, aici s-au stat, aici așadar aici s-a făcut viața monastică într-o bună și mare. Am avut mare bucurie în aceste zile, venind în acest pelerinaj de 7-8 zile, în care am pășit pe urmele vechi, pe urmele unde Maica Domnului și Sfânta Familie, împreună cu Iosif, au călătorit cu peripețiile lor spre Țara Făgăduinței. Am fost întâmpinați de una din măicuțele de viețuitoarele mănăstirii, Obștea numără 112 măicuțe, care, sigur, ne-a explicat, ne-a ghidat despre ceea ce se găsește în acest loc. Sfânta Familie a poposit aici mai multe apariții ale Maicii Domnului de atunci sunt. Ni le-a enumerat pe toate, cu anii respectivi. Cum a fost pentru dumneavoastră să ajungeți aici? Totdeauna când vorbim de Maica Domnului,
cu pruncul drumurile prin Egipt până la țara făgăduinței, suntem plini de emoție gândindu-ne la sensibilitatea Maicii Domnului, la suferința Maicii Domnului pe care a păstrat-o în inima ei pentru fiul său. Cu multă emoție, Maica Marina se închină în lăcașul de cult, unde în mod tainic Maica Domnului s-a arătat de mai multe ori. Pe parcursul pelerinajului, pelerinii au primit numeroase informații, sfaturi și sprijin de la ghidul local Nur, un egiptean care a învățat singur limba română. Zona mea preferată în Egipt este peninsula Sinai, unde acolo avem mănăstirea Sfântei Caterina. Muntele Sinai, locul unde a primit Moise cele 10 porunci. Acolo locul meu preferat, acolo liniște, pace și încărcătura foarte, foarte pozitivă de la muntele Sinai, plus, bineînțeles, acolo în apropiere este și Marea Roșie, cea mai frumoasă mare în lume. Dar din pelerinajul acesta pe care l-ai făcut cu români de data asta, ce ți-a plăcut cel mai mult? Unde ți-a plăcut? N-am ajuns data aceasta în peninsula Sinai, am ajuns și la Mănăstirea Sfântului Antonie cel Mare, acolo la poalele muntele acolo la Marea Roșie, munții Marii Roșii în zona respectivă și într-adevăr acolo tot la fel, același liniște este și peste tot. Dincolo există și una dintre cele mai vechi mănăstiri în lumea ortodoxă, la Sfântul Antonie cel Mare, și am avut și data aceasta un grup minunat în care chiar au putut suporta și oboseala, au ajuns până sus, până la peștera Sfântului Antonie și cu mare bucurie s-a îndeplinit acest vis pentru ei. Și pentru mine la fel, călătorind pe lângă sau alături de români de 17 ani aproape. Deci, da, de fiecare dată așa este un grup mai minunat care arată cât de minunată este, cât de minunată și cât de curajoasă este țara voastră. Nu a ajuns niciodată în România, dar este cea mai mare dorință a lui. De unde știi limba română? De unde știi limba română? Acum 20 de ani, eu eram ghid de franceza și italiana, engleza bineînțeles, plus studii făcute la facultate de turism și arheologie, așa sunt ghizi în Egipt, trebuie să avem pregătire specială 4 ani. Și m-am întâlnit întâmplător pe cineva din România care trăia aici în Cairo și prin discuție am aflat că aveți o limba a voastră, adică nu este o limba și am făcut câteva lecții de gramatică, foarte, foarte simplu, apoi am continuat singur. Aproape singura limbă care am făcut-o așa pe cont propriu, cu toate că am diploma de absolvire în italiană și în franceză, care nu-l mai vorbesc pentru că s-a evaporat. Și având în vedere, practicând limba, vorbit tot timpul, citit foarte mult, așadar, încet, încet, și cu ajutorul lui Dumnezeu, având în vedere că au fost puțini ghizi de vorbitori din limba română, adică mă refer ghizii egipteni care au studiat egiptologie și istoria și așa mai departe, ca mare majoritate și bună în ziua de astăzi mai vin și ghizi români care muncesc în Egipt, dar acum sunt din ce în ce mai mulți. Deci a fost nevoie de ghizi care arată cultura egipteană, istoria egipteană, limba română. Și astfel am învățat limba română, pur și simplu. Robert, oficial, ești cel mai tânăr pelerin. Și eu nu pot să nu observ că ai Egiptul pe tine. Cum a fost în Egipt? Deci a fost foarte bine.
mi-a plăcut mai ales când am mers pe Marea Roșie și când ne-am uitat la piramide și la toți regii, mai ales în Valea Regilor. Primul lucru care am făcut, de fapt, a fost să desfacem bagajele și să toate amintirile de acolo, toate iconițele, toate piramidele, Sphinx, au fost puse la loc de cinste și s-a bucurat extrem de tare. M-am bucurat enorm că țineam minte exact fiecare lucrare și l-a cumpărat, fiecare iconiță, fiecare lucrușor mititel și l-a pus în loc de cinste și mă bucur că i-am lăsat un spațiu al lui cu amintiri vii, să putem să ne bucurăm de fiecare zi, să fie, o considerăm cea mai fericită zi din viața noastră. A fost primul lui pelerinaj? Da. Și prima lui, prima dată când a fost în Africa. Da. Vorbim foarte mult despre continent, faptul că vom păși pe un alt continent împreună pentru prima dată în viața lui și a fost absolut fascinat. Și m-am bucurat că au fost foarte mulți kilometri pe care i-am parcurs. Am cântat împreună și Robert a cântat și el, ne-am rugat împreună, a fost ca o mare familie. Și mă bucur extrem de mult că Robert s-a integrat în tot grupul. Și mă bucur că a fost cu mine. Cu ce v-ați întors acasă, în afară de suveniruri? Fericire sufletească. Extraordinar de mare. M-am simțit atât de bine acolo, faptul că erau acei preoți care ne-au povestit lux de amănunt pe unde a pășit Iisus, pe unde familia sfântă, unde s-a oprit, pe unde au mers, ce trăiri, ce a fost pentru mine absolut de vis. După o săptămână în care ne-am bucurat de darurile Egiptului creștin, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a merge pe urmele Sfintei Familii.